deosebească starea asta de orice altă stare panică. Și puteți să vă imaginați că ce face oana în gradul ăsta, de fapt, este în funcție de valorile diferite pe care le poate lua cheia, îmi ia starea și o mapează uniform în tot spațiul Hilbert. Adică dacă vreți, dacă ideea că toate stările s-ar prezenta pe o sferă sau pe o Hilbert sferă de dimensiuni, atunci cheia respectivă mapează uniform o anumită stare pe sfera respectivă. Puncte uniform distribuite pe sferă. Și atunci este egal, probabilitatea egală poate să fie oricare din ele și n-am idee care e. Și atunci, în medie, oricare stare o să fie la fel de distanțată față de oricare altă stare. Și atunci nu pot să deosebesc între ele. Deci se poate demonstra, dar trebuie un formalism mai puternic ca să vă arăt matematic de ce e așa și nu vreau să fac asta. Dar, credeți-mă, pe cuvânt, se poate demonstra că dacă ei nu știe nimic despre cheie, proprietatea asta e adevărată. Starea respectivă nu poate fi deosebită de altă stare a neînchimiți. Și acum, dacă mai țineți minte, teleportarea făcea în mod natural lucrul ăsta. Când teleportam, bitul respectiv, qubitul respectiv, într-adevăr avea un timepad-ul aplicat. Adică avea fie nimic, fie X, fie Z, pur aleator aplicat asupra lui. Și asta e o modalitate prin care, să zicem, natura previne comunicarea mai repede decât viteza luminii folosind de timepad. Pentru că dacă nu era așa, dacă one-time pad, dacă puteam să deosebesc între stările care au fost one-time pad în felul acesta, atunci în teleportare, una dintre stări avea probabilitate mai mare să ajungă în partea respectivă. Și atunci puteam să trimit statistic, puteam să trimit informații în felul ăsta mai repede decât viteza lumii. Deci, cumva, natura protejează, a creat one-time pad-ul ăsta pentru a proteja împotriva lucrurilor acestea. Și putem să-l folosim pentru aplicațiile criptografice. Și atunci, o schemă de autentificare criptografică funcționează pe următor. Ați crede că, ok, acum doar aplic one-time pad și trimit în partea cealaltă. Dar nu e suficient, pentru că, deși nu află nimic despre stare, tot ar putea totuși să-i facă ceva suplimentific, astfel încât ea să ajungă să aplici niște faze relative de cripiția aia și ea să ajungă în partea cealaltă și pot să aplice one-time pad-ul și să creadă că acela e mesajul când de fapt nu e. Și atunci, foarte simplu, eliminăm problema asta, dându-i lui Bob abilitatea de a detecta dacă s-a întâmplat ceva cu starea respectivă. Și cum fac ca dacă am o stare de inhibiți să verific dacă s-a întâmplat ceva cu unii dintre inhibiți. Mai tare. Aproape, un cod detector de erori. Da. Deci am făcut data trecută codul detectoare de erori. Deci pur și simplu iau mesajul meu one-time pad, encriptat, și îl codific mai departe într-o schemă detectoare de erori. Și v-am zis data trecută, dacă ar fi să codific fiecare qubit cu 9 qubiți, adică 9 qubiți fizici să reprezintă un qubit logic, pot detecta orice eroare în felul ăsta, orice operație unitară. Și atunci iau starea criptată, o codic în codul respectiv și o trimit. Și acum, în ideea că IF o să afecteze puțin, există și scheme mai puternice care pot detecta mai multe erori, doar o eroare cu singur qubit. După aceea o să facă măsurători de sindrom și o să detecteze dacă s-a întâmplat ceva. Și acum, dacă problema e că dacă folosim un singur cod de detectare a erorilor și IF știe care este codul respectiv, nu poate să facă ceva ce nu poate fi detectat de codul respectiv, așa că o să folosească o familie de coduri în același mod în care se folosea familia de funcțiile disperse. Dar deci, protocoalele astea devin din ce în ce mai complicate, dar funcționează. Demonstra matematic că ele funcționează. Deci, protocolul e în felul următor. Alice și Bob au cheia clasică ca oameni. Alice alege un mesaj pe Hilbert pe care se cuvântă lui Bob. Aplică one-time pad conform cheii mesajului respectiv. Bine, din nou o să folosească o parte din cheie pentru one-time pad, deci chiar trebuie să fie mai lungă decât mesajul. Și cealaltă parte din cheie este folosită pentru a alege un cod detector și corector de erori. Și după aceea, starea care a fost criptată este codificată în codul respectiv. Vor primește starea și aplică măsurătorile acelea de sindrom să detecteze dacă au apărut erori. Și
Și dacă nu sunt de rol, atunci ne gândim în starea și la mesajul. Dacă sunt de rol, atunci oprește totul. Și observați că lungimea cheii trebuie să fie 2N de număr de cubiți plus o constantă care determină codul de vector de rol. Deci, ăsta e valul dezavantaj al protocolului romantice, că, în general, cheia trebuie să fie mult mai lungă de mai lungă decât mesajul. Dar protocolul acesta este sigur, necondiționat și ne permite să transmitem stări cuantice autentificate. Ok. O variațiune pe aceeași temă sunt semnăturile digitale. La semnături digitale ce vrem să facem? E o problemă asemănătoare cu autentificare. În principiu, mai ales vrea să-i trimită un mesaj lui Bob și Bob să fie convins că a provenit de la Alice. Dar Bob trebuie după aceea să și poată da mesajul mai departe și alte persoane care primesc să știe că e de la Alice. Deci, de data aceasta, nu mai avem încredere neapărat în Bob. Adică, vrem ca Bob, nici măcar Bob să nu poată falsifica mesaje de la Alice. În schemele de autentificare cuantică, sau mă rog, și cel clasic de mai devreme, din moment ce Alice și Bob aveau aceeași cheie, atunci Bob putea să se prefacă că e Alice și să trimită mesaje din partea lui Alice, cu semnătura lui Alice, cum ar veni. Și nu vrem asta, în cazul acesta. Deci, cum v-ați imaginat, o să mai aibă aceeași cheie cu Alice și Bob. Și acum, când ziceam că oricine primește mesajul trebuie să fie convins că a venit de la Alice, și nimeni să nu poată falsifica semnătura aceasta lui Alice. Iar Alice, ca și în cazul Wittgenstein-ului, e convenit la mesaj, înseamnă că odată ce a trimis mesajul, nu poate să-i mai schimbe valoare. Și asta e important în cazul quantic, pentru că dacă trimite, dacă Alice trimite ceva din entanglement, eu cred că apoi după ce a făcut măsurătoarea să se schimbe starea sau ceva de genul ăsta. E, cum funcționează semnăturile digitale clasice? Folosesc criptografie cu chei publice. Ideea e că Alice își creează o pereche, cheie publică, cheie privată. Cu cheia privată poate să cripteze, cu cheia secretă poate să cripteze, cu cheia publică oricine poate să decripteze. Și atunci ea trimite cheia publică la toată lumea, deci toată lumea știe cheia respectivă. Și dacă vrea să trimită mesajul M și să-și pună semnătura digitală în mesaj, ca toată lumea să știe că a venit de la Alice, pur și simplu calculează un hash code pentru mesaj, deci din nou un tag din acela de autentificare cu o funcție de hash care este publică și criptează hash code-ul respectiv cu cheia ei secretă. Și după aceea ea pur și simplu trimite mesajul și hash code-ul acesta criptat. Tot timpul pentru care criptează hash code-ul și cum să zicem mesajul în sine sau ceva de genul ăsta, pentru că pe hash code e foarte scurt și vrea ca semnătura digitală să fie scurtă. Să vedem, în cazul cuantic, semnătura digitală e mult mai lungă decât mesajul. Dar asta e. Și acum, oricine poate să verifice că mesajul a provenit de la Alice, decriptând cheia publică și după aceea calculând hash de mesajul respectiv și vă să vedem într-adevăr toți FTP. Dar problema este că există o teoremă care ne spune că orice schemă publică de criptografie clasică, deci cuantică, nu este de-a is unbreakable, dar nou clasică să fie is unbreakable, deci nu există schemă cu bază de cheie publică care se nu poate fi spart. Cu alte cuvinte, dacă în baza faptului că adversarul nostru are putere nelimitată, el întotdeauna va reuși să spargă o schemă de genul acesta. Deci schemele clasice de semnături digitale nu pot fi decât bazate pe securitate computațională. Adică pe ideea că adversarul nostru este limitat computațional într-un anumit sens, dar nu altul. În schimb, în cazul cuantic, o să vedem că nu e așa. Avem securitate reconducțională cu prețul că semnătura este mult mai mare decât mesajul. Și acum, ce vrem să facem? Deci, de data asta, vrem să îmbunătățim schema de mai devreme. Deci, nu vrem să semnăm un bit cuantic, vrem să semnăm un bit clasic de informație și după aceea repetăm procedura asta pentru fiecare bit din mesaj. Și pentru că o să repetăm asta pentru fiecare bit din mesaj, o să avem practic o semnătură pentru fiecare bit din mesaj avem și din cauza asta semnătura o să fie foarte bună. Deci, pentru moment, gândiți-vă că avem un simplu bit, deci doar un bit clasic de informație pe care vreau să-l semnez, vreau să-l autentic. Alice o să aleagă N perechi de cheie
varia și de fiile respective. Și pentru fiecare pereche de chei, o să creez o pereche de stări cuantice care sunt aproape ortogonale. Să vedem imediat cu acesta. Și stările respective o să fie cheia publică. Cheia publică o să fie o cheie cuantică. Iar cheile acelea K, care sunt chei clasice, o să fie cheia secretă a lui Alice. Și acum ea o să trimită chei, o să trimită stările alea cuantice tuturor. Deci asta e cheia publică. Și acum stările sunt făcute, deci mapare asta de la o cheie la starea asta cuantică, trebuie făcută astfel încât este ușor de calculat. Există un circuit cuantic destul de simplu, care primește ca input un șir clasic și produce o stare de genul ăsta. Și în același timp este și ușor de verificat. Ce înseamnă ușor de verificat? Eu am trimis stările astea tuturor celor care vor să primească semnătura digitală, care vor să le trimit mesajul respectiv. Și trebuie să poată verifica că dacă eu le dau cheia respectivă, dacă ar fi să le arăt una dintre cheile astea, ei să poată recrea starea și să o compare cu cea pe care le-am dat eu inițial. Asta înseamnă ușor de verificat. Deci să poată compara qubiții pe care i-am dat inițial, cheia publică, cu când ulterior o să dezvolte cheile secrete. Și în felul ăsta o să se facă o autentificare. Iar lucrul acesta se cheamă, dar proprietatea aceasta trebuie să fie greu de inversat. Adică dacă avem qubitul, doar, de fapt, starea aceasta nu e neapărat un qubit, poate să fie mai mulți qubiți. Dar dacă avem starea aceasta cuantică, să nu pot din starea respectivă să obțin cheia, să nu pot să inversez asta. Iar asta este quantum one-way function. Și spre deosebire de funcțiile one-way clasice, astea nu pot fi inversate ușor, pentru că se bazează pe principiul incertitudinii și pe faptul că neștiind despre starea asta, de unde provine ea mai exact, și pentru că e o bază care e aproape ortogonală, nu pot cu exactitate să aflu ce a fost și cum a fost obținut în cheia asta. Cum pot reobține cheia. Okay. Și atunci ce o să trimită Alice, care este semnătura ei digitală, o să trimită bitul B și cheile corespunzătoare bitului B pentru fiecare dintre ele respective. Și acum, cei care primesc mesajul respectiv, o să verifice pur și simplu și o să verifice că dacă bitul, să zicem, e 1, o să verifice faptul că K1, 1, o să ia cheia K1, 1, pe care Alice le-a dat-o, o să obțină starea cuantică, psi indice K1, 1, și o să o compare cu cea din cheia publică pe care le-a dat Alice la început, și o să compare stările cuantice. Și proprietatea asta, ușor de verificat, e că atunci când am două stări cuantice identice, există un circuit care mereu îmi spune da, stările astea sunt identice. Asta înseamnă ușor de verificat. Și atunci, cei care primesc mesajul o să poată verifica lucrul acesta. Dar după cum vedeți, dacă am făcut asta, trebuie să avem și proprietatea că ei nu pot acum să clasifice un mesaj de la Alice, dar ei acum știu doar cheile corespunzătoare bitului B pe care l-a trimis Alice, să zicem, bitul 1. Deci nu poate să clasifice, poate să trimită tot 1 mai departe, dar oricum ăla a fost mesajul lui Alice, deci ei nu știu cheile bitul 0, spre exemplu. Și atunci nu mai pot folosi aceeași chei și când va trimite 0, pentru că atunci eu o să poată să falsifice 0 sau 1. Deci o să trimit, asta funcționează pentru un simplu mesaj, dar o să am chei diferite pentru fiecare bit, ceea ce e destul de nasol. Dar asta se întâmplă. Ok. Acum, stările acelea publice, psiurile, cum ziceam, sunt alese astfel încât să fie aproximativ ortogonale. Adică, oricare două chei, K și K', să avem proprietatea asta, deci să fie mai mici decât un delta care e foarte mic, e aproape de 0, dar nu e chiar 0. Okay? Și atunci ele pot fi deosebite, dar ne mențin și proprietatea aceea de one-way dacă facem asta. Adică dacă cineva obține starea respectivă, care poate să aibă n-qubiți, deci un psi din acela poate să aibă n-qubiți, nu poate să obțină informații despre cheia respectivă. Există ceva ce se cheamă inegalitatea lui Polepo, care ne spune că dacă avem o stare cu n qubiți, cantitatea maximă de informație clasică pe care o putem obține este exact n biți. Deci, deși starea cu n qubiți poate să fie într-o superpoziție de exponențial de multe stări,
totuși nu putem obține nimeni bits de informații din starea respectivă. Și atunci, ca să ne asigurăm că, deci, ei poate să măsoare stările respective și poate să obține nimeni bits de informații, dar vreau ca din acești nimeni bits să nu aibă suficient de informații ca să obțină cheile respective, nu trebuie decât să mă asigur că lungimea cheilor e mult mai mare decât n respectiv. Deci, fie mi aleg stările cuantice pe puțin qubits, fie îmi fac cheile foarte mari. Asta e tot ce trebuie să fac ca să mă asigur de proprietatea aceasta cu one-way, poate fi inversată. Iar limita aceasta inegalitate a problemelor vine, într-adevăr, în principiul incertitudinii. Deci o limitare fizică, nu e o limitare computațională. Și de aceea funcțiile astea sunt greu de inversat. Ok. Și cum ziceam, marele dezavantaj e că se folosim chei diferite pentru fiecare limită și atunci o să avem o grămadă de limită. Ok. Acum, ultimul lucru pe care vreau să mai menționez este... l-am ieșit deja de criptografia post-cuantică, adică scheme de criptografie clasică care să fie sigure împotriva calculatoarelor cuantice. Deci tot se bazează pe probleme dificile, dar probleme care să fie dificile și pentru un calculator cuantic. Și am văzut că schemele cuantice sunt sigure necondiționale, dar sunt foarte greu de implementat în practică, așa că am vrea să avem o schemă clasică de criptografie care să fie, să zicem, sigură în hipoteza în care adversarul are un calculator cuantic. Și nu se poate demonstra cu certitudine că e așa, dar pare să fie așa, e pare, poate să fie destul de sigure, și se cheamă criptografie pe bază de latice. Și o să zic foarte repede despre ce e. Ideea e că o să avem din nou o funcție one-way clasică, dar problema matematică pe care ne bazăm e o problemă de latice. Latice e o mulțime de puncte, R-line, care, mă rog, la o anumită structură, la o anumită periodicitate, și puteți să o priviți la